Meditații metafizice de René Descartes. Meditația a cincea. Despre esența lucrurilor materiale și iarăși despre Dumnezeu că există. Îmi rămân de examinat multe alte lucruri cu privire la atributele lui Dumnezeu și privitor la propria mea natură, adică cea a spiritului meu, dar voi relua altă dată poate cercetarea aceasta. Căci acum, după ce tocmai am remarcat ce trebuie făcut sau ce trebuie evitat pentru a te înălța până la cunoașterea adevărului, ceea ce am de făcut în principal este să încerc să scap și să mă debarasez de toate îndoielile în care am căzut în aceste zile care tocmai au trecut și să văd dacă nu pot cunoaște totuși și ceva cert cu privire la lucrurile materiale. Dar înainte de a examina dacă sunt și astfel de lucruri în afara mea, trebuie să iau în considerare ideile lor în măsura în care ele se găsesc în gândirea mea și să cercetez pentru a stabili care sunt cele distincte și care sunt cele confuze. În primul rând, îmi vine în minte cu mare distincție această cantitate pe care filozofii o numesc în mod obișnuit cantitatea continuă sau extensia în lungime, lățime și adâncime, care este în această cantitate sau mai degrabă în lucrul căruia este ea atribuită. Mai mult, eu pot să enumăr la ea mai multe părți diferite și să atribui fiecăruia dintre aceste părți tot felul de mărimi, de forme, de situări și de mișcări. Și în sfârșit, pot să atribui fiecăruia dintre aceste mișcări tot felul de durate. Și atunci când le iau în considerare în general, nu cunosc cu mare distincție doar aceste lucruri, ci de asemenea, oricât de puțin mi-aș concentra atenția, mai înțeleg și o infinitate de particularități privitoare la numere, forme, mișcări și alte lucruri asemănătoare, ale căror adevăr îmi apare cu atâta evidență și se acordă așa de bine cu natura mea, de parcă atunci când încep să le descoper, nu mi se mai pare că aș afla ceva nou, ci mai degrabă că doar îmi reamintesc ceea ce știam deja de mai înainte, adică mi se pare că observ lucruri care erau deja în mintea mea, chiar dacă încă nu mi-am întors gândirea spre ele. Iar ceea ce găsesc aici mai important este faptul că descoper în mine o infinitate de idei ale anumitor lucruri care nu pot fi estimate drept neantul pur, cu toate că poate nu au în afară gândirii mele nicio existență și nici nu sunt închipuite de mine, cu toate că ține de libertatea mea să le gândesc sau să nu le gândesc. Dar ele își au naturile lor adevărate și imobile. Precum, de exemplu, când îmi imaginez un triunghi, chiar dacă nu există o atare figură în niciun loc din lume în afară de gândirea mea, și că nici nu a existat vreodată, el nu va înceta totuși să aibă o anumită natură sau formă sau esență determinată de această figură care este imuabilă și eternă, pe care nu am inventat-o deloc și care nu depinde în niciun fel de spiritul meu. Cum reiese din faptul că se pot demonstra diversele proprietăți ale acestui triunghi, și anume că cele trei unghiuri ale lui sunt egale cu două unghiuri drepte, că unghiul lui cel mai mare se sprijină pe latura lui cea mai mare și altele asemănătoare, despre care acum, fie că vreau sau nu, recunosc foarte clar și în mod foarte evident că îi aparțin, chiar dacă, mai înainte, când mi-am imaginat prima oară un triunghi, nu m-am gândit la această figură în niciun fel și, în consecință, nu se poate spune că doar le-am închipuit și că le-am născocit. Și nu am decât să-mi obiectez aici că poate această idee a triunghiului este venită în mintea mea prin intermediul simțurilor mele, pentru că am văzut uneori corpuri în formă triunghiulară, căci pot să-mi alcătuiesc în minte o infinitate de alte forme în legătură cu care nu poate exista nici cea mai mică bănuială că mi-ar fi căzut vreodată în raza de acțiune a simțurilor și totuși nu renunț la posibilitatea de a le demonstra diferitele proprietăți privitoare la natura lor, tot astfel ca și cu privire la natura triunghiului, care cu siguranță că trebuie să fie toate adevărate pentru că le concep în mod clar. Și așadar, ele sunt ceva și nu neantul pur,
pentru că este foarte evident că tot ceea ce este adevărat este ceva. Iar ceea ce mai înainte am demonstrat deja în mod amplu, că toate lucrurile pe care le cunosc cu claritate și în mod distinct sunt adevărate. Și chiar dacă nu aș fi demonstrat, natura spiritului meu este astfel încât nu mă pot împiedica să le consider adevărate cât timp le concep cu claritate și în mod distinct. Și mă reamintesc că, încă de pe când mai eram atașat puternic de obiectele simțurilor, socoteam printre cele mai constante adevăruri și pe cele pe care le concepeam în mod clar și distinct cu privire la forme, la numere și la celelalte lucruri care aparțin aritmeticii și geometriei. Însă acum, dacă doar din singur faptul acesta că pot extrage din gândirea mea ideea unui lucru oarecare, rezultă că tot ceea ce recunosc în mod clar și distinct că îi aparține acestui lucru, îi chiar aparține în fapt, atunci nu aș putea oare să scot din aceasta un argument și o dovadă a existenței lui Dumnezeu? Este sigur că nu se găsesc în mai mică măsură în mine ideea lui, adică ideea unei ființe perfecte în mod suveran, decât cea oricărei forme sau a oricărui număr s-ar întâmpla să fie. Și nu cunosc cu mai puțină claritate și distinție că naturii sale îi aparține o existență actuală și eternă decât cunosc că tot ceea ce pot demonstra despre vreo formă sau despre vreun număr aparține cu adevărat acelei forme sau acelui număr. Și în consecință, chiar dacă tot ceea ce am conchis în meditațiile precedente nu ar fi deloc adevărat, existența lui Dumnezeu trebuie să fie socotită în mintea mea, cel puțin tot atât de sigură, pe cât de sigur am estimat aici că sunt toate adevărurile matematice care nu privesc decât numerele și formele, cu toate că aceasta nu apare dintr-un început ca fiind de plin evident, ba pare să aibă chiar aparența unui sofism. Căci fiind obișnuit în toate celelalte lucruri să fac deosebirea între existență și esență, mă convin cu ușurință că existența lui Dumnezeu poate fi separată de esența lui și că astfel poate fi conceput Dumnezeu ca nefiind actual. Dar dacă mă gândesc totuși cu mai multă atenție la aceasta, descoper în mod manifest că existența lui Dumnezeu nici măcar nu poate fi separată de esența lui, nici cât de esența unui triunghi dreptunghic. Adevărul că mărimea celor trei unghiuri ale lui este egală cu două unghiuri drepte, oricât poate fi separată ideea unui munte de ideea unei văi. Astfel încât nu este mai puțin oribil să concepi un Dumnezeu, adică o ființă perfectă în mod suveran, căruia îi lipsește existența, căruia adică îi lipsește una dintre perfecțiuni, decât să concepi un munte care să nu aibă nicio vale. Dar, măcar că în realitate nu pot concepe un Dumnezeu fără existență, nici cât un munte fără vale alături de el, așa cum doar din faptul că eu concep un munte întotdeauna având alături o vale, nu rezultă din aceasta că există vreun munte în lumea întreagă, tot astfel și, cu toate că eu îl concep pe Dumnezeu împreună cu existența sa, se pare că nu rezultă numai dintr-atâta și că ar exista vreunul. Căci gândirea mea nu impune lucrurilor nicio necesitate și precum nu ține decât de mine să-mi imaginez un cal înaripat, chiar dacă nu există niciunul care să aibă aripi, tot astfel probabil că pot să-i atribui lui Dumnezeu existență, chiar dacă nu este niciun Dumnezeu care să existe. Dar nici pomeneală, căci mai degrabă tocmai sub aparențele acestei obiecții se ascunde un sofism. Căci din faptul că nu pot concepe un munte fără vale, nu rezultă că ar exista pe lume vreun munte, nici vreo vale, ci doar că muntele și valea, fie că sunt, fie că nu sunt deloc, nu se pot în niciun fel separa unul de altul. În timp ce doar din faptul acesta că nu-l pot concepe pe Dumnezeu fără existență, rezultă că existența este inseparabilă de el și că în consecință el există cu adevărat. Nu pentru că gândirea mea poate face ca în acest fel să se întâmple lucrurile
și că astfel ea impune lucrurilor vreo necesitate, ci dimpotrivă, pentru că însăși necesitatea lucrului respectiv și anume a existenței lui Dumnezeu îmi determină gândirea să-L conceapă în acest fel, căci nu ține de libertatea mea să concep un Dumnezeu fără existență, adică o ființă perfectă în mod suveran, căreia îi lipsește totuși o perfecțiune suverană, precum sunt liber să-mi imaginez un cal fără aripi sau cu aripi. Și nu trebuie spus aici că într-adevăr este necesar să recunosc că Dumnezeu există. După ce am presupus că posedă toate felurile de perfecțiuni, pentru că existența este una dintre acele perfecțiuni, ci că de fapt prima mea presupunere nu este necesară, tot astfel cum nu este deloc necesar să cred că toate figurile cu patru laturi se pot înscrie într-un cerc, dar că presupunând că am acest gând, sunt constrâns să recunosc că rombul se poate înscrie într-un cerc pentru că este o figură cu patru laturi și astfel voi fi constrâns să recunosc un lucru fals. Nu trebuie deloc, zic eu, să se susțină așa ceva, chiar dacă nu ar fi necesar ca să nimeresc vreodată în vreun gând despre Dumnezeu, totuși în toate dățile în care mi se întâmplă să mă gândesc la o ființă primară și suverană și să extrag, ca să zic așa, ideea ei din tezaurul minții mele, este necesar ca să-i atribui toate felurile de perfecțiuni, chiar dacă nu ajung să le enumăr pe toate și să-mi concentrez atenția asupra fiecăreia în mod particular. Iar această necesitate este suficientă pentru a mă determina să trag concluzia, după ce am recunoscut că existența este o perfecțiune, că această ființă primară și suverană există cu adevărat. Tot astfel cum nu este necesar să-mi imaginez vreodată un triunghi, dar în toate dățile când vreau să iau în considerare o figură rectilinie compusă doar din trei unghiuri, este absolut necesar să-i atribui toate lucrurile care conduc la concluzia că cele trei unghiuri ale ei nu sunt mai mari decât două unghiuri drepte, chiar dacă atunci poate că nu le voi cerceta acestea în mod special. Dar atunci când examinez câte figuri sunt apte de a fi înscrise într-un cerc, nu este în niciun caz necesar să cred că toate figurile cu patru laturi sunt din această categorie. Dimpotrivă, nici măcar nu-mi pot închipui că aceasta ar fi posibil, câtă vreme nu voi vrea să primesc în gândirea mea nimic ce nu ar putea fi înțeles cu claritate și în mod distinct. Și în consecință, există o mare diferență între presupunerile lipsite de temei, cum este și cea de mai înainte, și ideile adevărate care s-au născut odată cu mine, dintre care prima și principală este cea de Dumnezeu. Căci în fapt eu recunosc în mai multe feluri că această idee nu este deloc ceva închipuit sau inventat, depinzând doar de gândirea mea, ci că este imaginea unei naturi adevărate și imuabile. Mai întâi, pentru că nu pot concepe alt lucru decât doar pe Dumnezeu, a cărui existență să aparține esenței sale cu necesitate. Apoi, pentru că nu-mi stă în putință să concep doi și mai mulți Dumnezei în același fel. Și, admițând că acum este unul care există, înțeleg în mod clar că este necesar ca El să fi fost mai înainte de toată eternitatea și că pe viitor El va fi pentru toată eternitatea. Și în sfârșit, pentru că eu cunosc în Dumnezeu o infinitate de alte lucruri, din care nu pot să scad nimic și nici să schimb. În rest, de oricare probă sau argument m-aș folosi, trebuie să revin întotdeauna la aceasta, că numai acele lucruri pe care le concep clar și distinct au forța de a mă convinge de plin. Și chiar dacă printre lucrurile pe care le concep în acest fel există într-adevăr unele cunoscute de oricine în mod evident și că sunt și altele care nu se dezvăluie decât acelora care le iau în considerare mult mai îndeaproape și le examinează cu mai mare exactitate, totuși, după ce sunt odată descoperite, ele nu mai sunt apreciate ca mai puțin sigure unele față de celelalte. Precum de exemplu, la orice triunghi dreptunghic, chiar dacă nu se vedește dintr-un început cu atâta ușurință că pătratul bazei este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi, precum este evident că această bază este opusă celui mai mare dintre unghiuri,
Totuși, după ce acestea au fost odată recunoscute, ești tot atât de convins de adevărul uneia dintre afirmații ca și de al celeilalte. Iar în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, desigur că dacă spiritul meu nu ar fi fost luat în stăpânire de nicio prejudecată și dacă gândirea nu mi-ar fi fost deloc perturbată de prezența continuă a imaginilor unor lucruri sensibile, nu ar exista niciun lucru pe care să-l cunosc mai bine și nici mai ușor decât pe el. Căci există oare ceva care să fie în sine mai clar și mai manifest decât să te gândești că există un Dumnezeu, adică o ființă suverană și perfectă, în ideea căreia este cuprinsă cel puțin esența necesară sau eternă și în consecință că există? Și chiar dacă, pentru a înțelege mai bine acest adevăr, am nevoie de o mai mare solicitare a minții, totuși în prezent nu mă consider doar atât de sigur ca în privința a tot ceea ce îmi pare cel mai cert, ci mai mult de atât observ că certitudinea privitoare la toate celelalte lucruri depinde de aceasta în mod atât de absolut, încât fără această conștiință a existenței lui Dumnezeu, este imposibil să poți ști vreodată ceva în mod perfect. Căci chiar dacă sunt înzestrat cu o atare natură, încât de îndată ce înțeleg ceva cu o maximă claritate și cu o maximă distincție, sunt înclinat în mod natural să cred că este adevărat. Totuși, întrucât mai sunt înzestrat și cu o atare natură, că nu pot să am mintea fixată întotdeauna asupra aceluiași lucru și că adesea doar îmi amintesc că am apreciat un lucru ca fiind adevărat, atunci când încetez de a lua în considerare argumentele care m-au obligat să-l apreciez astfel, se poate întâmpla ca tocmai în acest timp să-mi vină în minte argumente care să mă determine să-mi schimb cu ușurință opinia, dar aceasta doar în eventualitatea că ignor faptul că există un Dumnezeu și astfel nu voi avea niciodată o știință adevărată și sigură a vreunui lucru, oricare ar fi el, ci doar opinii vagi și inconstante. Precum, de exemplu, atunci când iau în considerare natura triunghiului, cunosc în mod evident, eu cel care sunt versat cât de cât în geometrie, că cele trei unghiuri ale sale sunt egale cu două unghiuri drepte și nu este cu putință să nu accept să cred aceasta cât timp îmi concentrez gândirea asupra acestei demonstrații. Dar îndată ce mi-o abat în altă direcție, chiar dacă încă îmi reamintesc că am înțeles cândva cu toată claritatea, totuși se poate prea ușor să se întâmple să mă îndoiesc de adevărul ei dacă ignor faptul că Dumnezeu există. Căci pot să mă conving că aș fi fost făcut astfel de la natură încât să mă pot înșela cu ușurință chiar și în privința lucrurilor pe care cred că le-am înțeles cu mai multă evidență și certitudine, ținând seama în principal de faptul că mi-amintesc că adesea am considerat multe lucruri că sunt adevărate și sigure, în legătură cu care mai apoi alte argumente m-au constrâns să le judec că sunt absolut false. Dar după ce am recunoscut că există un Dumnezeu, pentru că în același timp am recunoscut și că toate lucrurile depind de El și că El nu este deloc un înșelător și că drept consecință la aceasta am ajuns la părerea că tot ceea ce eu concep în mod clar și distinct nu poate să nu fie adevărat, chiar dacă nu m-am gândit și la argumentele în baza cărora am tras concluzia că aceasta este adevărat cu condiția ca să-mi reamintesc că aceasta am înțeles în mod clar și distinct, nu mi se poate aduce niciun argument contrar care să mă facă să pun la îndoială acel adevăr și astfel am o știință adevărată și sigură. Și chiar această știință se întinde și la toate celelalte lucruri pe care îmi reamintesc că le-am demonstrat altădată, precum sunt adevărurile geometriei și altele asemănătoare. Căci ce mi s-ar putea obiecta pentru a mă obliga să le pun la îndoială? Mi se va spune că natura mea este astfel încât sunt extrem de înclinat să mă înșel, dar deja știu că nu mă pot înșela în judecățile ale căror argumente le cunosc cu claritate. Mi se va spune că altădată am susținut că sunt adevărate și sigure multe lucruri pe care mai apoi le-am recunoscut că sunt false.
dar nu cunoscusem cu claritate și nici cu distincție pe niciunul dintre lucrurile respective și neștiind încă deloc această regulă prin care mă asigur în privința adevărului, am fost împins să le cred prin argumente pe care de atunci le-am descoperit că sunt mai puțin viguroase decât mi le imaginasem pe atunci. Ce mi se va putea deci obiecta în plus? Că poate dorm, cum mi-am obiectat eu însumi mai înainte, sau că toate gândurile pe care le am acum nu sunt mai adevărate decât visările pe care le imaginăm fiind adormiți? Dar chiar dacă aș dormi, tot ceea ce îi aparține minții mele cu evidență este adevărat în mod absolut. Și astfel voi recunoaște foarte clar că certitudinea și adevărul oricărei științe depind doar de cunoașterea adevăratului Dumnezeu, în așa fel încât înainte de a-L fi cunoscut, nu am putut ști în mod perfect niciun alt lucru. Iar în prezent, întrucât îl cunosc, am posibilitatea de a dobândi o știință perfectă cu privire la o infinitate de lucruri, nu numai despre cele care sunt în el, ci și despre cele care aparțin naturii corporale, în măsura în care ea poate servi ca obiect al demonstrațiilor de geometrie care nu au nicio legătură cu existența ei.